potrivit cuvântului lui Dumnezeu, problema care l-a preocupat pe Dumnezeu dintotdeauna a fost rezolvarea păcatului. Rezolvarea acestei probleme care, vrem nu vrem, este cea mai mare, cea mai acută, cea mai urgentă care trebuie rezolvată în viața oamenilor și doar cei care vor să o rezolve, la îndemână este și soluția. Și în această seară avem la îndemână acest cuvânt care Dumnezeu ne-a lăsat, acest cuvânt care ne poate tămădui sufletele. Așa cum spune în Psalm, ai trimis cuvântul tău și i-a tămăduit. Și dacă considerăm că avem această problemă, atunci putem să avem o rezolvare. Te duci la doctor, ai o problemă de sănătate. Nu te duci acolo să vezi cine e de gardă. Nu te duci să vezi dacă s-o mai renovat ceva în spital. Nu ești curios de asta. Doar dacă lucrezi, ești nevoit să mergi acolo. Da, ca și oameni, mergem acolo că avem probleme de sănătate. Cred că trebuie. Eu nu zic că cred că de-aia venim la adunare. Dar zic, cred că trebuie aceasta să ne motiveze să vin la casa Domnului ca să rezolvăm această problemă și nu doar să o rezolvăm odată, ci să rămână rezolvată pentru totdeauna. Și asta prin acordul nostru, ceea ce noi proclamăm în fiecare zi, prin ceea ce noi alegem în fiecare zi. De aceea avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce mai vrea Dumnezeu să curățească în viața noastră. Ce mai vrea El să ne spună, să ne vorbească? Și nu e deloc plăcut. Nu e deloc plăcut. Și mă aduc aminte, și noi am fost la doctor și mergem și copiii merg, doar să nu le facă injecție, doar să nu-i doară, doar să fie, dacă se poate, medicamentul cel mai bun, cel mai aromat. Atunci e în regulă. Când e contrariu, nu ne place. Dar tocmai aceasta este cea care le poate aduce vindecare. Pentru că, așa cum spunea Apostolul Pavel, Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte Duhul și Sufletul, judecă simțirile și gândurile inimii. Și de aceea cuvântul acesta poate să ne aducă tămăduire. De ce? Că lucrează mai bine decât laserul. Pătrunde exact acolo unde e problema și Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, prin lucrarea care Domnul Iisus a săvârșit-o la Calvar, are o precizie extraordinară încât ne face vrednici, ne face gata, pregătiți, apți pentru împărăția lui Dumnezeu. Și cred că de aia trebuie să vină la casa Domnului. Și Domnul Iisus a mustrat aspru pe cei care erau în casa Domnului și se vrea să fie o casă de rugăciune și a fost transformat în orice altceva. Și Domnul Iisus a fost nevoit să ia atitudine, a fost nevoit să ia un bici de ștreangul și să izgonească afară tot ce nu ținea de acest scop al Dumnezeu, și anume rugăciune, apropierea de Dumnezeu, rezolvarea acestui problem. De ce? David împăratul a afirmat și a spus, el care avea tot ce-i trebuie și mai mult decât îi trebuie, tot ce își dorea un om să aibă, mai mult, avea la picioarele lui împărăția Israelului și a spus în Psalmul 32, ferice. Și cred că acest apelativ sau această stare ne-o dorim fiecare, să puteți să spunem fiecare că suntem fericiți. De fapt, ăsta e scopul nostru pe pământ, că vrem să devenim fericiți. Problema e cum căutăm această fericire. Dar David a găsit rezolvarea și formula la fericire și a zis, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă nelegiuirea, Domnul nu-i ține în seamă nelegiuirea și Duhul căruia nu este viclenie. Și aș vrea ca Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să se ocupe, începând de la cei mai mici până la cei mai mari, să rezolve această problemă a păcatului. Amin? Dacă nu e rezolvată, venim degeaba. Dacă nu e rezolvată, nu vom putea să avem parte cu Domnul în brațul Lui. El a venit pentru noi și a făcut totul pentru noi. Și în cartea Apocalipsei stă scris că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Și Apostolul Pavel îndemna și spune să ne curățim de orice întinăciune a cărbii și a Duhului. Și pentru cei care au spus da lui Dumnezeu, Apostolul continuă și spune să ducem sfințirea noastră până la capăt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În această seară este acest cuvânt și așa cum spunea și fratele Mircea, într-adevăr este un cuvânt greu și e mult mai ușor să ascultăm cântări, e mult mai ușor chiar să vedem materiale cu tot felul de întâmplări, cu tot felul de imagini, care ne ajută
sunt, și la copii le place, dar și nouă ne place acest lucru și parcă e mult mai ușor. Și atunci când trebuie să citim din cuvântul Domnului și mi se pare de multe ori greoi și am vrea, dacă se poate, să scurtăm cât mai puțin, dar e ca și cum vrei un tratament să scurtezi, dacă nu merge până la capăt, nu-și atinge scopul pentru care a fost conceput, trebuie să duci până la capăt. Și la fel Dumnezeu știe că avem nevoie de cuvântul Lui, de aia ne-a lăsat. Dacă n-aveam nevoie, putea să lasă niște legende și niște basme vorbite. Și putea nici măcar să nu ne lasă scris acest cuvânt, dar dacă l-a lăsat, Domnul să ne dea înțelepciune, pricepere, o inimă bună, să și înțelegem. Și dacă înțelegem, nu o să înțelegem tot, e imposibil. Sunt lucruri grele de multe ori, care trebuie să fii deprins, așa cum un copil nu poate să dea orice fel de mâncare, nu poate mesteca, nu poate digera organismul, trebuie treptat. Dar dacă nu ne deprindem, dacă nu ne apropiem tot mai mult de cuvântul Domnului, niciodată nu să fim în stare ca să-L acceptăm și să îl asimilăm. De aceea e un exercițiu care trebuie să-L facem și Domnul să ne ajute să-L facem în fiecare zi. Ceea ce se face aici, e prea puțin, pentru lupta care se dă afară, pentru atacurile care vin din partea diavolului cu tot felul de și de lucruri și lucruri, nu-i destul. E ca și cum niciodată și te duci să lucrezi construcții. Mâncă-ți duminică, toată ziua și mâncă cât poți. Și du-te după aia luni până vineri, sâmbătă și lucrează construcții. Nu o să fie. N-avem cum. Cu atât mai mult sufletul are nevoie de încărcătură spirituală. Are nevoie de un mesaj din partea Domnului, pentru că Iisus, cu ajutorul cuvântului, a stat în pustie în fața diavolului și a spus, este scris. Și dacă vom putea să stăm în fața diavolului în picioare, este datorită faptului că vom avea această încărcătură a cuvântului și puterea de a proclama. Și în această seară aș vrea să mai pun o întrebare. Aș vrea să întreb dacă e cineva care nu are păcat, care nu are probleme la capitolul ăsta, poate sunt asemenea persoane care... Pentru că și în vremea Domnului Iisus, aduceți aminte că fariseii erau oameni cu legea în mână. Oameni care mergeau după Domnul Iisus, îl cândeau și la un moment dat, când Domnul Iisus s-a confruntat în față, a spus că ei nu sunt ori, că ei văd, că ei sunt bine, că iau de tată pe Avram. Și Iisus era cel cu problema, Iisus era cel greșit. Și Iisus a zis, dacă ați fi ori, n-ați avea păcat, dar pentru că ziceți, vedeți? De aceea păcatul vostru rămâne și apostolul Ioan și vreau să dau răspunsul că n-am văzut nicio mână ridicată și vreau să confirm aceasta. A spus apostolul Ioan, dacă zicem că n-avem păcat, dacă zicem că n-am păcătuit, mințim, adevărul nu este noi. Și dacă recunoaștem cu toți că avem probleme care trebuie să rezolvăm la capitolul acesta, a rezolvării păcatului, a lucrurilor din viața noastră, a legăturilor, așa cum spune apostolul Pavel în Evrei, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, dacă recunoaște că avem probleme, haideți să privim la cel care îl poate rezolva. Și în această seară era acest cuvânt care aduce în fața noastră despre, a zice, un legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat, ultimul legământ care l-a încheiat cu oamenii. Și acest legământ, am spus deja în ultimul, nu mai există altul. E unica și ultima șansă. Și cei care vor să se înscrie și să facă parte în acest legământ vor fi salvați, cei care nu. Ce înseamnă legământ? Poate ne întrebăm la acest cuvânt și e puțin greu, legământ. Legământ putem să spunem că este un angajament, o promisiune solemnă de a ne face noi partea când cealaltă parte s-a angajat. Sunt doi oameni, două persoane, două popoare, două națiuni, ce vreți dumneavoastră, și fac un pact de alianță, un tratat, o convenție, și atunci fiecare parte se angajează la ceva. Dacă eu mă angajez la aceasta, rămâne valabil angajamentul meu câtă vreme tu îți faci partea cealaltă. Dacă tu nu-ți faci partea cealaltă, eu sunt dezlegat de angajamentul meu. Și vedem pe pagini Scripturii, știm cu toții, și alocuri de muncă sunt tot felul de angajamente și cele mulți deja am dat examenul, să zicem, de cetățenie. Și am zis acolo că afirmăm solemn și am continuat și am afirmat că o să fim buni cetățeni. Domnul să ne ajute să fim așa cum vrea El. Amin? Amin. Pentru că și în felul acesta vom arăta că suntem copiii Domnului. Numai acum seara venea cu mașina și am zis ce cetățean bun sunt. Acum mă lau puțin să trec la semafore, dar deja 6 fără 10 și am zis, trebuie să ajung. Și întotdeauna când te grăbești, parcă atunci mergi mai încet, parcă atunci lucrurile se
în Potmolez. Și am ajuns în intersecție și aveam viteză. Și se face un galben de toată frumusețea în fața mea și trebuia să opresc. Dar am zis, acum în mintea mea era două variante. S-a apăsat accelerația sau frâna. Ce ziceți că am apăsat? Ați înțeles. Cam așa facem noi. Suntem buni cetățeni și copiii. M-am mustat răstatii, trebuia să opresc. Și am zis, da, trebuia să opresc. Dar justificarea vine din noi. Și spun, da, trebuie să ajung la timp, dar nu vezi că dacă apăsam, chiar zicea la gaun, dacă apăsam frâna, voi toți veneați în față, putea să vă loviți și știți voi, dumneavoastră, că doi ne-am găsim scuze și justificări la acțiunile noastre și alegerile noastre. Și totuși, în lucrurile mici, Dumnezeu nu vrea că nu cerci. Și am zis, cât de ușor vedem la examen și Dumnezeu nu e de examen mare, pentru că ne-am dat cu capul de pereți. Și n-am avea curajul să mai luăm stilou în mână și coala să ne apucăm la scris. Îmi dă Dumnezeu examenul și zice, uite-te cât ești de matur, uite cât ești de atent, cât ești de căpincios. Și în fiecare zi, cred că dacă vrem, putem să vedem cum Dumnezeu vrea să se ocupe de noi. De ce? A spus, Dumnezeu a făcut un angajament, un legământ. Și dacă privim pe pagina Scripturii, vom vedea multe legământe. Ceea ce e frumos al Dumnezeu. Că Dumnezeu nu vine în față să spună, auzi, te-am creat, ți-am dat viață, ești dator ca să vii și să mă slujești, să nu cumva ai vreo pretenție, să nu cumva, pentru că ești la mâna mea, dispun, fac ce vreau cu tine. Dumnezeu nu a făcut și nu face așa niciodată. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat spre lauda slavei Lui. Ne-a creat ca și coroana creației Lui. Să se laude cu noi în universul acesta. Să se laude cu noi în lumea spirituală. Și Dumnezeu pentru aceasta a creat prima pereche de oameni. Și atunci când a ales prima pereche să spună, e ceva care n-am reușit să pun eu mâna să intru în posesie. Și acel ceva am auzit o șoaptă chiar în pomul ăsta. Oprit. Exact pomul ăsta oprit. Chiar pomul secret care poate să mă facă fericit. Și oamenii, prin neascultare, au văzut și păcatul a fost atât de amar că simțim și gustăm din plin și noi astăzi și consecințele lui. Dar Dumnezeu n-a renunțat la planul lui și a venit cu tot felul de legăminte. Ce înseamnă? A venit cu tot felul de angajamente din partea lui. Inițiativa a fost din partea lui. Noi eram pierduți, rătăceam cu toții ca niște oi. Adam și Eva, din cauza că Dumnezeu i-a prevenit și a avertizat, în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Și așa s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu, chiar și în felul ăsta, le-a dat tot, le-a oferit tot, dar cu o condiție. Și Dumnezeu a continuat să se apropie de om. Și a venit în grădina Eden și a zis, fac un legământ. Sămânța femeii va birui capul șapte. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, pentru că Iisus Hristos, după aproximativ 4.000 de ani, la vremea hotărâtă, nici mai repede, nici mai târziu, a venit, s-a întrupat și a realizat această lucrare de extirpare, de lovitură de grație, lovitură finală, de capitulare a diavolului. Diavolul este înfrânt, a fost înfrânt la cruce. Pentru că Dumnezeu a făcut un legământ în Eden și a zis, frășmășii voi pune între tine, i-a spus șarpului și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, dar tu vei zdrobi călcâiul. A continuat Dumnezeu să facă legăminte, s-a apropiat de noi. După care era imens în lume. Toate gândurile în fiecare zi erau îndreptate doar și eu, doar spre rău. Și vine Dumnezeu și noi, care vrea altceva, care dorea legătura cu Creatorul, se silia, bâșbuia, așa cum spune Apostolul Pavel, că fiecare dintre noi am fost creați și ni s-a hotărât niște hotare și ne-a lăsat Dumnezeu în conștiința noastră această dorință, această nevoie de închinare de Creator și să-L căutăm chiar bâșbuind. Și noi El bâșbuia să caute pe Dumnezeu în timp ce ceilalți alerga punesați spre prăpăr și spre păcat. Și Dumnezeu face un legământ cu noi și a zis, noi am să șterg tot ce mișcă pe fața Pământului, dar cu tine fac un legământ ca să te salvezi. Și Dumnezeu îi spune noi ce trebuie să faci. Mi-a spus, tu trebuie doar să stai mai departe în cortul tău, trage bine storurile, să nu te mai vadă nimeni și așteaptă, poți să te salvezi. Nu! I-a spus ce are de făcut. Orice legământ, orice convenție implică cele două părți. Au fost și anumite situații, Dumnezeu pur și simplu a făcut promisiune. Și a spus lui David, voi ridica un urmaș pe tronul tău,
pe Mesia. Și Dumnezeu și-a ținut de cuvânt și a zis, dacă cumva fiii tăi vor călca pe alături, îi voi lovi, îi voi pedepsi, dar nu voi îndepărta scaunul de domnie, pentru că de aici va ieși sămânța, de aici va ieși cel care va mulți pe poporul meu. Dar în cele mai multe cazuri, Dumnezeu când vine cu un legământ, o promisiune, cu un angajament, implică și cealaltă dată, cu alte cuvinte, implică și oamenii. Și a spus lui Noe, Noe a făcut, și când a ieșit din corabie Dumnezeu, putea să zică, Noe, ieși afară, bucură-te, vezi de treabă și uite-te, ai văzut? Nu-i mai nimeni lângă tine. Ești singur. Și Noe să înceapă să se simtă așa dintr-o dată, de important. Nu, Dumnezeu a zis, Noe, facă-mi cu legământ. Promit că nu vei mai lovi pământul cu apă, cum am făcut. Și îți dau și un semn. Și a dat Dumnezeu acel semn, curcubeul, care îl vedem și după atâtea mii de ani pe cer. Pentru că Dumnezeu, ceea ce spune, poate să ducă la mântuire. Aici e frumusețea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate să mută, dar Dumnezeu nu există, nu pot, nu știu, ci poate să existe la un moment dat, nu mai vreau. Asta funcție de cealaltă parte. Dacă continuă să rămână activă în acel legământ, în acea alianță, în acea convenție. Și au fost mai multe, și cu Moise, și cu Avram, Dumnezeu încheie legământ și spune, voi mulți sămânța ta ca stele cerului. Și uitați, poporul Israel va părea că părea că dispărut de pe scena istoriei și pentru că Dumnezeu a promis această dovadă pentru noi de mai multă încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu atunci când face o promisiune, când încheie un legământ, e în stare și nimic nu poate sta împotrivă ca să ducă la îndeplinire, slăvit să fie numele Lui. Și vedem în această seară că aici vorbește despre un legământ care a fost vechi, întâi, și al doilea legământ, cel de pe urmă, care am zis, e ultimul, altul mai este. Și în ăsta de pe urmă trebuie să fim și noi intrați. Dacă n-am intrat încă, este momentul în seara aceasta să ne hotărâm. Pentru că Apostolul Pavel a zis azi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Ușa corăbii a urmat 7 zile și a 7-a zi s-a închis. Probabil era 7-a zi și încă noi se uita, oare cât va mai fi? Oare va veni cineva și totuși n-a venit nimeni? La fel, glasul Domnului îl sună și astăzi. Și ușa Harului este deschisă, dar nu știm când se va închide această ușă. Nu știm dacă vom ajunge acasă în seara aceasta. Nu știm dacă vom mai ajunge la finalizarea acestui timp de închinare. De aia e important, pentru că e în viață, în joc viața noastră, e în joc fericirea noastră, e în joc veșnicia noastră. Și Domnul să ne dea înțelepciune. Privim la primul legământ și o să trec fugitiv peste, să zic, caracteristicile celor din legământ. Dumnezeu în pustia Sinai îl cheamă pe Moise și bătrânea în Israel să urce pe munte și acolo îi dă tablele legii și îi spune că trebuie să facă un cort. Un cort în care Dumnezeu să vină și prezența lui Dumnezeu să fie acolo în acel corp, prin care să vorbească cu poporul. Era singurul loc unde Dumnezeu comunica cu poporul. De ce? Poporul a auzit pe munte, a auzit glasuri puternice, a auzit acel sunet și i-a apucat frica pe poporul Israel și a zis să nu mai vorbească Dumnezeu, să-ți vorbească ție și spune-mi tu ce vrea Dumnezeu să ne transmită. N-a mai putut, n-a rezistat, pentru că în fața lui Dumnezeu nu putem rezista și nu putem să stăm oricum și nu poate să-l vadă nimeni. Și acel cort trebuia să fie făcut din materiale de pe pământ și a fost făcut o parte numită locul sfânt unde erau aduse tămâie, unde intrau preoții ca să mijlocească pentru popor. Acești oameni, preoții, erau aleși din mijlocul poporului, dar ceea ce este trist și ceea ce este realitatea tristă, că toți erau oameni, nu erau desăvârșiți, nu erau perfecți. Aceștia intrau acolo să ducă jertfă, dar nu zicea, vă duc vouă jertfă, că noi suntem preoți, avem alt statut. Erau tot la fel, oameni păcătoși, oameni condamnați, oameni care aveau nevoie de Dumnezeu, aveau nevoie de jertfa Domnului Iisus și ca să înțeleagă și ca să accepte la lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat acele jertfe, hai să le zic, premergătoare. Acele legi care le-a dat Dumnezeu până când avea să vină Domnul Iisus. Și cei care au acceptat prin credință aceste legi, aceste rânduieli din partea lui Dumnezeu, s-au făcut părtași
planul lui Dumnezeu. Pentru că Avram spune că e prietenul lui Dumnezeu și tatăl credincioșilor. Pe Avram n-a trecut în vremea Domnului, n-a fost contemporan cu el, a trecut mii de ani înainte. Vreo 2000 de ani. Dar spune că Avram e tatăl tuturor credincioșilor. De ce? Că Avram a crezut pe Domnul, pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit la neprihănire. Cu alte cuvinte, a fost socotit, neprihănit, pe credit. Faptul că el a acceptat mesajul din partea lui Dumnezeu, că s-a conformat și l-a pus în aplicare, pentru el era același lucru dacă era Domnul Iisus, dacă era planul adus după 2000 de ani și pus în fața lui. Toți aceștia nu puteau să fie salvați și mântuiți prin jertfele care le aduceau. Era doar niște jertfe până la o vreme de îndreptare. Și spune în textul care l-am citit în această seară, și vreau să citesc împreună cu dumneavoastră, ascultați, spune că dacă sângele, versetul 13, dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului. Nu spune curățarea păcatelor. Nu spune curățarea conștiinței, a cugetului. Continuă și spune mai departe, cu cât mai mult și singurul mijloc prin care putem să fim iertați de păcat. Nu există. Tot ce a fost înainte a fost doar o icoană pipitoare, doar o umbră a ceea ce avea să vină. Vă aduceți aminte mielul de pe muntele Moria care l-a găsit, acel berbece înfășurat în acele tufișuri pe care Avram l-a găsit când Dumnezeu a zis stai, nu pune mâna pe Isaac. Nu pune mâna, am văzut credința ta și că te temi de mine și că mă iubești mai presus decât fiul tău și a zis că Avram s-a întors și a văzut acel berbece și l-a dus jertfă în locul fiului său. Acel miel, acea jertfă care a fost dusă și Dumnezeu a oprit-o, a arătat spre Domnul Iisus care cu adevărat va fi adusă. Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. Și spune cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus și ar trebui să vedem acest amănunt. N-a fost adus pentru că mielul care îl luai din turmă și trebuia să fie fără cusur, fără niciun defect, trebuia adus și mielul putea să behăiască cât vrea. Cine era mai puternic? Măcelarul, un cel care îi ducea să ducă jertfă. Nu venea cu voia lui. Dar în mintea izraeliților, în mintea poporului, trebuia să înțeleagă că orice păcat are o pedeapsă și cineva trebuie să plătească cu sânge. Cineva trebuie să moară pentru acel păcat. Aceasta a fost lecția care, de-a lungul secolelor, Dumnezeu vrea să învețe pe poporul Israel. Să înțeleagă și să, mai departe, să privească spre Iisus Hristos, care a fost vestit prin proroci, care avea să vină și să moară pentru păcatele întregi omeniri. Și spune, el s-a dus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu. Și acum să vedem ce putere are această jertfă a Domnului Iisus. Nu curățește doar trupul, nu niște ritualuri, care să zică că omul e curat și poate să intre din nou în tabăr cu poporul. Spune, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. A spus că nimic întinat și scurtat. Niciun om cu păcat nu poate să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit-o pentru toți oamenii care vor, care se înscriu, care vor să intre în acest legământ, în acest tratat, în această convenție pe care Dumnezeu a inițiat-o. Dar, dacă nu suntem curați, dacă cugetul nostru nu este spălat, dacă dovada faptului că am fost curățiți nu se vede în viața noastră, prin faptele noastre bune, atunci nu vom putea să fim parte acestui legământ. Spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos s-a adus jertfă, care aici spune? Versetul 28. Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, în timp ce preoții trebuia să aducă în fiecare zi sau în fiecare sabat jertfe, și vă imaginați dumneavoastră cât sânge trecea acolo, pentru ce? Pentru că oamenii deja s-au obișnuit cu sângele. Deja pentru ei a zis, ok, am pregătit, sunt bătăria lui Dumnezeu, că am rezolvat problema. Și Dumnezeu nu asta o vrea. Dumnezeu vrea să vadă durerea din inima omului, văzând că un animal vinovat moare locul lui. Și el este substituit pe acel animal. Și Iisus Hristos a venit o singură dată ca să poarte păcatele multora. Dar a doua oară când se va arăta, va veni nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce așteaptă. Chiar le așteptăm pe Domnul Iisus? Dacă spune că le așteptăm, atunci vom face ceea ce trebuie să facem noi
partea noastră în legământul care l-am încheiat mulți dintre noi cu Dumnezeu și am spus, da, te voi sluji până la moarte. Și acum, dacă suntem omești și privim în spatele nostru, în anii care s-au spus de la botez, oare puțin am fost dăți de când am privit cu rușine viața noastră? Și cuvântul Domnului este foarte categoric. Și de ce? Pentru că nu mai este altă jertfă pentru păcat. E o singură jertfă ce a fost ales. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă azi spun că sângele lui curge pentru că poate încă să ierte păcatele noastre, pentru că El este jertfa de spășire pentru păcatele noastre, spunea El. Și nu doar pentru ale noastre, ci pentru ale întregii. În această seară, cuvântul Domnului vine și ne spune, nu vă jucați cu sângele care a pus. Nu există valoare pe acest pământ care să fie estimată și pus la egal cu valoarea sângelui Fiului Dumnezeu. Aș vrea ca să rugăm pentru Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne facă conștiință de dragostea nemărginită, așa la plăcut față de noi. Că a găsit cu care să se angajeze față de noi, că vrea să ne ducă împreună pe un cer. Să-i mulțumim că a privit spre noi amărâții, ticăloși, netreptici, mizerabili și vrea să ne scoată, să ne smulcă și nu doar să ne smulcă. Noi să vrem să rămânem curați. Noi să vrem să ne fie scârbă de păcat, să ne fie scârbă de plăcerile acestei lumi, de ceea ce ne conjoară în fiecare zi. De ce? Că am fost curățiți. Și dacă am fost curățiți cu un preț așa de mare, să privim la ceea ce ne așteaptă, pentru că Domnul Iisus așa de frumos spune în această epistolă, spune, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Atâtea lucruri extraordinare a pregătit Dumnezeu pentru noi, pentru cei care îl iubesc. A pregătit lucruri care nu putem să ne imaginăm. Ni s-a portat creierul. N-avem cum să pătrundem în frumusețea Universul și a lucrurilor minunate care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, pentru oamenii de pe acest pământ care nu are niciun merit. Dar în același timp se cade noi să privim la această bunătate a lui Dumnezeu, la această dragoste manifestată prin Domnul Iisus Hristos și să privim cum se cuvine, să ne raportăm corect la jertfa Domnului Iisus. Jertfa care ne poate descărca cugetul nostru. Ce înseamnă să ne descarce cugetul nostru? Nu ni se întâmplă de multe ori când spunem un lucru nepotrivit, că vine Duhul Dumnezeu și emoție și spune, tu nu trebuie să vorbești așa, pentru că tu ești fiul de împărat. Atunci când rostim o minciună, atunci când înșelăm, atunci când privim unde nu trebuie, atunci când ne raportăm greșit la semenul nostru, atunci când nu iubim, atunci când purtăm ură, atunci când bărbim, când clevetim și dacă vrem să ne uităm în Cartea Domnului, ne arată starea, faptele moarte pe care Dumnezeu vrea să le scoată din viața noastră. Și aceasta numai sângele lui Iisus Hristos poate să le facă, dar cu acordul nostru, dacă și noi ne implicăm în această lucrare, să spunem, Doamne, ia-mi inima, Doamne, curățește-mi inima și lasă prezența Ta, Duhul Tău ce Sfânt să locuiască în mine. Și apoi să căutăm să luăm cuvântul Domnului, să nu lăsăm inima noastră curată doar și împodobită și nimic în ea. Pentru că știți majoritatea dumneavoastră, acea pildă, sau nu pildă, chiar o realitate care Domnul Iisus o spune despre Duhul necurat, când iese din om, Duhul învoacă, spun, pentru vorbind de lume spirituală reală, Duhul necurat, adică tot ce vă puteți sau nu vă puteți imagina, ce e rău în lumea asta, e condus de lumea spirituală a celui rău. Și acel rău caută să pună stăpânire și să rămână stăpân peste inimile oamenilor. Și noi toți am fost, zăceam în păcatele și în greșelile noastre. Dar Dumnezeu ne-a dus la viață prin Iisus Hristos. Dar acum inima odată curățită. Dacă rămâne doar curată și nu e umplută cu prezența lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Duhul cel Sfânt, diavolul, Duhul rău, se plimbă, zice, am o adresă la care trebuie să mă întorc. Am, poate că am șansă. Și spune că vine înapoi. Și dacă găsești acea casă, așa spune Domnul Iisus despre acea inimă, curată, măturată, boală, vine și mai are 7 duhuri. Și starea acelui om se face de 7 ori mai rea decât cea din tâi. Și nu ne mirăm atunci când vedem oameni care au fost pe calea Domnului, că se duc în lume și sunt mai rea decât cei din lume. Cred că ați văzut. Și Dumnezeu să ne ferească de această stare. Frații și surori dragi, nu e o glumă. Cu păcatul nu e o glumă.
Păcatul vine, nu ne întreabă. Păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după noi și noi trebuie să stăpânim. Cum putem să stăpânim? O zi pe săptămână venim la adunare? Un verset citit pe zi să-mi fie rușine mie și nouă tuturor dacă suntem în această stare. Pentru că așa nu putem să ținem piept atacurilor diavolului. Așa nu putem să stăm în picioare, ci vom birui doar prin cuvântul mărturisirii noastre, adică prin cuvântul lui Dumnezeu care va locui din veșug în noi și vom birui prin sângele Mielului. Dacă nu ne vom iubi viața până la moarte, dacă vom iubi ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit în Domnul Iisus Hristos, și anume izbăvirea, salvarea, viața veșnică, vrem să fim cu El, atunci trebuie și noi să ne dăm toate silințele. Și acesta aș vrea să fie gândul din seara aceasta. Să nu uităm că Domnul Iisus a dăruit acest angajament față de noi, acest legământ. Și acest legământ are atâtea promisiuni, atâtea lucruri nebănuite, neimaginate. Dar să nu ne pomenim, veniți prea târziu, să nu ne pomenim că suntem furați de peisajul din fața noastră, că neglijăm ceea ce trebuie să facem noi, aportul nostru. Ceea ce trebuie să facem noi nu va face nimeni în locul nostru. Dumnezeu ne vrea să ne pocăim și zic, Doamne, ajută-ne. Să privim în viața noastră cu sinceritate. Și poate nu vedem multe lucruri. Poate ne comparăm cu alții. Zic, noi, eu nu sunt chiar așa. Eu am văzut oameni mai răi decât mine. Și asta e tendința noastră. O automărgurire personală. Dar să privim acest Dumnezeu despre noi. Să vedem care este valoarea Lui atunci când privești în viața noastră. Și chiar dacă n-avem prea multe să punem pe listă, zic că poate sunt persoane care sunt jenați spirituale. Rugăciunea asta care lui Sădavie să o zicem și noi, Doamne, cercetează-mă Tu! Eu nu mă bizui pe ceea ce eu văd, pe ceea ce mie mi se pare. Tu prea trăim o Evanghelie a mi se pare. Așa mi se pare mie. Nu! Apostolul Pavel a zis, în lucrurile care am ajuns de aceeași părere să umblăm împreună, care nu, Hristos nu zice ne va lumina. Hristos vă va lumina pentru că a primit din partea lui Hristos Evanghelia. Și Domnul să ne ajute să ne pocăim pe urmă. Când vedem lucrurile astea în viața noastră, spunem, dar și alții, dacă ei merg și o să merg. Apoi, după ce ne pocăim, noi trebuie să facem fapte vrednice de pocăința noastră. Pentru că nu ține cu Evanghelia aceea, orice faci, ești mântuit, mergi în cer. Ai fost iertat, poți să trăiești oricum, dar nu. Dacă am zis că închei, dar vreau să citesc totuși versetul acesta și să ne fie un îndemn la atenție și la pocăință, să nu uităm că sângele lui Iisus Hristos este foarte scump. Aș vrea ca să găsesc, vreau să-mi permiteți, versetul 26 din capitolul 10. Hai să luăm și de la versetul, vreți ca să mai citim? E prea mult din cuvântul Domnului? Nu? Am văzut în Cartea Sfântă că au fost oameni cu copii, cu mici, care s-au cu zilele și ascultau cuvântul Domnului. Și de aia îmi permit, când zic că citesc, dacă ascult de la mine, mi-ar fi greu, dar citind de aici, ascultați, să vedem în asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, dacă ne conflacem în toată și sunt la... Iisus e bun, e bun. Iisus e... Nu există păcat în aceasta. Nu există intensitate, imensitate, măsură, ca zice, nu, Iisus Hristos nu poate. Nu există. Sângele Iisus Hristos poate să curățească orice păcat, dar ascultați. Dacă păcătuim cu voi, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai avem nicio jertfă cu păcate. E singura care a fost adusă cu păcate a Domnului Iisus Hristos, ci doar o așteptare pricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei care nu vor să asculte, care se împotrivesc, pe cei răzbrătiți. Eu aș vrea ca niciunul dintre noi să nu fie în această categorie. Este vremea, în această seară, să începem cu pocăință. Dumnezeu nu vrea jertfe. E sătul de jertfele noastre. Oricât ar fi ele de mari și costisitoare. Putem să facem multe, dar dacă nu ne pocăim, dacă ne ascultăm, jertfele nu au nicio importanță. Alergarea noastră poate să fie zadarnică. De aceea să începem așa cum trebuie cu litera, cu pocăință. Și să întrebăm pe Domnul, să ne învețe ce vrea El să schimbăm în viața noastră.
ce să punem în rând, ce mai trebuie, pentru că suntem în procesul acesta, nu s-a terminat. Și trebuie să ajungem la final. Și dacă vrem să fim cu Domnul Iisus, trebuie să ne lăsăm prelucrați în fiecare zi. Și dacă vrem să fim prelucrați, să vedem ce vrea să prelucreze. Și citind în cuvântul Domnului, ascultând, lăsându-ne sensibilizat de Duhul Dumnezeu, ne arată. Și apoi ne pocăim și spunem, Doamne, vreau. Și cu acest vreau suntem în legământ în fiecare zi. Acest vreau este ca și un mizajur, dacă vreți să spun. E ceva care noi întotdeauna ne punem la astăzi. Și Domnul să ne ajute, să ne dea o inimă înțeleaptă, să ne dea o inimă bună, să ne dea un duh de pocăință și să nu uităm. În acest legământ, noi decidem dacă vrem să rămânem. Ușa e deschisă și Domnul Iisus ne așteaptă pe fiecare. Amin. Amin. Vremea s-a scurs și-aș vrea să vă mai aduc aminte un lucru. Dacă în legământul cel vechi nu era niciun mijlocitor, să știți că în legământul cel nou este un mijlocitor între om și Dumnezeu. Și nu este un înger. Nu este niciun arhanghel. Nu este niciun serafin. Este Fiul lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și-aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și apoi să ne încredințăm în brațul Lui ca El să fie cu noi în săptămâna în care urmează anul.